Nu este fault, șutează Nichita Moțban. Iosipoi, încercă un șut de la distanță, gol Petro Cub. Ce execuție reușește Marius Iosipoi, iar din minutul 17 scorul devine de 1-0. Construiesc minuțios elevii lui Tabanov și Savinov, pasă către Cojocaru, iese Namașco neinspirat, cade Teodor Lungu și este fault din partea portarului Namașco. Jucaru, Namașco, da, într-adevăr a intrat direct. Judează Mudrac și se face 2-0. A trimis mingea și pe Namașco în două colțuri diferite. Din minutul 30 este 2-0 pentru formația din Hâncești. Sunt de părere că celor de la CSV Băloți le va fi foarte și foarte greu să jucat. Foarte bine, Creșencu se descurcă în fața doi adversari, 2 contra 2, trebuie să se grăbească, Creșencu este acolo și cu jucarul și Iosipoi, Nichi Creșencu cade și se dictează lovitură liberă pentru Petro Cub. Doar Lungu va fi executantul și va trimite direct pe poartă, șutează Lungu, foarte aproape. Maxim cu jucarul, Iosipoi. Vede pe Creșencu, Creșencu în careul advers, poate finaliza, este 3-0 pentru Petro Cub din minutul 48. Foarte, foarte și bine s-au descurcat cei de la Petro Cub, iar Nichi Creșencu a finalizat cu un șut plasat la colțul lung. Iosipoi este cel care a pasat decisiv pentru Nichi Creșencu. Denis Furtună se pare că a fost cel care a încercat acolo să respingă, iar Creșencu l-a învins pentru a treia oară în acest meci pe Stanislav Namașco. Cuperează hâncăștenii. Creșencu, Iosipoi, Lungu, din prima la Bogaciuc. Pasă către Cojocaru, se ridică fanionul de la margine. Da? Într-adevăr, offside la Cojocaru. Balon bun pentru Neagu, în careul advers pentru Daniel Danu. Încerc scuze, șutul acesta, primul șut pe spațiul porții pentru Bălțeni. Marius Iosipoi a vrut să paseze lui Creșencu, putea să și finalizeze, o face acum. Petro Cub păstrează posesia. Plătica, sprintul lui Creșencu, care ia prin planul lui Ghema. Continuă Creșencu, urmează centrarea, cu jucarul în careul advers, salvează însă Stanislav Namașco. A rămas singur cu portarul advers, Maxim cu jucarul, dar nu a putut să-l învingă. Neagu se descurcă în fața lui Maxim Potârniche, verticalizează, pentru Neagu șutează foarte bine, respinge în față Cristian Avram. Acest corner, urmează centrarea, foarte periculos, acolo a fost Victor Mudrac și se dă out de poartă, dacă am văzut eu bine, sau fault la portar, da era. Moțpan, mingea lovește pe Rozgoniuc, dar nu a mai pucat să șuteze, Moțpan o face Daniel Danu, mingea lovește bara porții lui Cristian Avram. Petru Cou i-a luat locul în teren lui Victor Mudrac. Altă centrează Zoțara și foarte aproape din nou de gol Bălțenii. N-am văzut cine a trimis spre poarta lui Cristian Avram. Este important că portarul a reușit să respingă. Acum Artyom Fiodorov scapă de unul singur spre poarta adversă. Cade și Namașco, care până la urmă reușește să respingă. Vine și Tudor Butucel. O dublă ocazie pentru Petro Cub în acest minut 90. Singurel Artyom Fiodorov, aici a alunecat Namașco, dar a reușit Zoțara, dar în aceste clipe se pune punct partidei Petro Cub CSV Băloți, în care gazdele se impun fără probleme în confruntarea cu finalista cupei.